Dora, așa cum bine știți, are un fel al ei aparte de a aduce la rampă, la buza scenei, cum îmi place să spun de fiecare dată pentru public, teme absolut vărsătoriene. Am zis că le pun eticheta aceasta și iată, grație dialogului de azi dimineață, am descoperit și o explicație din harta ta de ce această energie și iată ce interesant se manifestă. Și mă refer la faptul că vii cu teme de nișă, vii cu niște subiecte pe care nu le găsești absolut nicăieri, cel puțin nu împachetate în acest format în care, folosind astrologia, accesezi lucruri importante, aspecte importante. Așa cum spui, lucru cu zonele noastre mai puțin înțelese, mai puțin clare, dar care joacă un rol esențial în viața noastră. Asta e paradoxul. De ce e nevoie să facem asta? Păi de-aia e nevoie să facem asta atâta vreme. Deci intrăm aici sub patronajul afirmației lui Jung, care spunea că atâta vreme cât nu cunoaștem forțele arhetipale care se manifestă în psihicul nostru, suntem conduși de ele ca niște marionete, exact ca în imaginea aceasta pe care o afișăm acum aici. Divulgăm din culisele ceea ce vă pregătim, dar extrem de puțin, cât să vă facem curioși și realmente să vă reamintim sau să vă reexplicăm în cazul în care nu a fost suficient de clar la dialogul pe care l-am avut în urmă cu mai bine, iată, de 2 luni, ceea ce vom face în seara de 12 decembrie. Așa zic, pentru comunitate avem, așa spontan sosită și în energia gândurilor noastre, iată, pe un mercur retrograd la fix se leagă informația, zic eu, pentru că practic reluăm un ceva care a mai fost difuzat, dar vine acum împachetat într-un alt format. Dora, bine ai sosit, mulțumesc! Bine v-am găsit pe toți! Bine v-am găsit! Dragilor, avem o poveste splendidă în Grădina 12 Călăuze. Nu va fi o emisiune de tip clasic, așa cum v-ați obișnuit cu celelalte. Va fi în același format, dar veți vedea imediat ce v-am pregătit. Dora, așa cum bine știți, are un fel al ei aparte de a aduce la rampă, la buza scenei, cum îmi place să spun de fiecare dată pentru public, teme absolut vărsătoriene. Am zis că le pun eticheta aceasta. Și iată, grație dialogului de azi dimineață, am descoperit și o explicație din harta ta de ce această energie și iată ce interesant se manifestă. Și mă refer la faptul că vii cu teme de nișă, vii cu niște subiecte pe care nu le găsești absolut nicăieri, cel puțin nu împachetate în acest format în care, folosind astrologia, accesezi lucruri importante, aspecte importante. Acesta este și subiectul nostru de astăzi, legându-l cu data de 12 decembrie, unde știți foarte bine că organizăm în parteneriat, iată, o poveste numită Accesarea Umbrei. Da. Te rog să spargi tu gheața și să spui comunității ce ne-am planificat să facem astăzi, pentru că am avut impresia că noi nu am detaliat suficient și a trecut și ceva timp la ultima întâlnire pe această temă și am zis, ok, hai să o împrospătăm un pic și să venim cu informații care, dragilor, abia aștept să vă divulgăm. M-au lăsat bulversată la propriu. Te rog. Cred că ceea ce facem acum ar fi ar putea fi numit așa, cu, după titlul unui cântec care îmi place foarte mult, Knocking on the Shadow's Door. Știi? Nu, nu. Knocking on the Heaven's Door. Knocking on the Shadow's Door. Da. Am simțit că ar fi bine să ne apropiem mai mult și să deschidem măcar ușa spre spațiul acesta foarte, foarte interesant și foarte generos până la urmă, dacă stăm să ne gândim, pentru că e foarte mult conținut acolo care abia așteaptă să fie
văzut și să fie analizat, dar spre ceea ce îmi place cel mai mult, așa cum spui, lucru cu zonele noastre mai puțin înțelese, mai puțin clare, dar care joacă un rol esențial în viața noastră. Asta e paradoxul. De ce e nevoie să facem asta? Păi de-aia e nevoie să facem asta, că, pentru că așa cum... Da, exact așa. Atâta vreme, deci intrăm aici sub patronajul afirmației lui Jung, care spunea că atâta vreme cât nu cunoaștem forțele arhetipale care se manifestă în psihicul nostru, suntem conduși de ele ca niște marionete, exact ca în imaginea aceasta pe care o afișăm acum aici. Divulgăm din listele ceea ce vă pregătim, dar extrem de puțin, cât să vă facem curioși și realmente să vă reamintim sau să vă reexplicăm în cazul în care nu a fost suficient de clar la dialogul pe care l-am avut în urmă cu mai bine, iată, de 2 luni, ceea ce vom face în seara de 12 decembrie. Eu reamintesc comunității că aceasta este coperta prezentării a părții de teorie, a ceea ce veți avea parte dacă veți sosi să vă întâlniți în direct, în primul rând, cu invitata mea, Teodora Mut, astrolog profesionist, cum foarte bine știți, vicepreședinte al Asociației Astrologilor din România. Nu te-am mai lăudat decât chiar la începuturi, când îți făceam prezentarea în premieră, și un astrolog excepțional care are o rară abilitate de a ști să foreze acolo unde încercăm să reglăm lucruri și nu ne pricepem foarte bine cum să o facem. O recomand din tot sufletul, este absolut, cred, nu știu, am impresia că unii ne naștem cu genul acesta de abilități, tu faci parte dintre ei. Absolut. Tu doar l-ai ființat, știi? N-am nicio îndoială de lucrul ăsta. Da. Și doream să vă spun faptul că până la data de 5 decembrie, cine dorește să se înscrie, să prindă prețul cu reducere, găsiți linkul în subsol, accesați formularul de înscriere și ați intrat la oferta cu reducere, dar ultima zi de înscrieri pentru această întâlnire, pentru acest workshop online, este până la data de 11 decembrie inclusiv. Da. Și te las pe tine de aici să ghidezi felul în care vom continua. Ce mai doream tot acum să spun comunității înainte de a îți preda microfonul este faptul că informația pe care am descoperit-o în cadrul acestor slide-uri mie mi-a creat așa o senzație de pilicică buburuză. Și informația lucrează, dragilor, în timp. După ce am pregătit, la momentul la care noi în urmă cu 2 luni făceam înregistrarea, nu aveam acces la aceste slide-uri. După ce am primit prezentarea de la tine, pentru că acest material, comunitate dragă, acest material îl poți vizualiza, îl poți vedea, îl poți accesa ca material în avans, este deja urcat pe platformele noastre online, acolo unde aflați mai multe dacă intrați în formularul de înscriere și vedeți care sunt mecanismele și cum poate fi accesat. Când am trecut prin slide-uri, când am văzut bogăția de informație pe care ai pregătit-o, când am început să conectez cu harta mea și cu hărțile celor dragi, în momentul acela am realizat că noi trebuie să mai facem un dialog, pentru că mi-am dat seama de complexitatea, profunzimea a ceea ce este acolo și aș vrea să fac comunitatea conștientă de faptul că ratează o șansă fantastică dacă cei care într-adevăr sunt chemați nu vor fi prezenți în seara de 12 decembrie. Atât mi-am dorit să spun și te las pe tine să călăuzești pașii de astăzi. Te rog. Astăzi ne-am propus doar să vorbim puțin despre ce reprezintă umbra aceasta, pentru că e un termen care pe undeva poate și să sperie și să creeze așa, știu eu, o stare de incertitudine, ce-o fi aia, cum o fi aia, eu n-am. Exact. Și să cumva să ajutăm pe toți cei care ne ascultă să înțeleagă că nu este ceva de condamnat, nu este ceva de judecat aici, este doar ceva de dezvăluit, de înțeles. Cu cât facem lucrul acesta cu mai multă compasiune și înțelegere față de noi înșine, cu atât avem șansa de a aduce la lumină mai mult din noi lucruri de care avem nevoie
fără să știm că avem nevoie. Da. Mie doar să-mi spui când trec la slide-uri. Da, putem să trecem acum la primul slide despre care vorbim, pentru că am zis, e o întâlnire în care luăm așa o cafeluță, o prăjiturică, schimbăm o vorbă și zicem, adică îmi sună și mie, da? Ceva de genul ăsta. Și-am pornit, sigur, de la psihologia analitică a lui Carl Gustav Jung, care e primul care definește umbra ca parte distinctă a psihicului uman, da? El zice că este o dimensiune a psihicului alcătuită din aspecte inconștiente ale personalității. De ce sunt inconștiente? Pentru că nu ne uităm încolo. De-aia e umbră, pentru că nu ne uităm încolo, le punem acolo. Și de ce le punem acolo? E nevoie să fie foarte clar procesul ăsta. Le punem acolo pentru că ne dor, pentru că ne trezesc teamă, pentru că sunt împotriva valorilor sau a perceptelor morale în care am fost educați. Și atunci nu putem să le scoatem la lumină, nu? Clar. Da. Sunt acele trăsături de caracter considerate indezirabile, condamnabile, reprobabile și prin urmare ne grăbim să le încuiem, cum zic englezii, să băgăm scheletul în dulap, nu? Așa, ca să nu ne sperie nici pe noi, nici pe ceilalți. E dorința asta de a fi socially correct, să zicem, de a ne prezenta în lume într-o manieră acceptabilă de către cei din jur, pentru că sentimentul ăsta de a nu fi primit de ceilalți e atât de mare încât, de dragul de a le respecta, acceptăm să ne mutilăm, să renunțăm la părți din noi pe care le exilăm în umbră, cum ziceam, ca pe niște infractori periculoși. Ce am spus, ce este foarte important, este că în acest spațiu de umbră pot fi trimise și calități pozitive, abilități, talente, despre care fie credem că nu sunt reale, pentru că așa ni s-a spus din copilărie, mai nu mai cânta la chitară aia, nu mai zbuciuma, că nu o să iasă nimic din tine în veci pururi, că n-ai talent și așa, sau alte... N-ai voce, nu ești suficient de înalt, de mic, de frumos, de slab, de gras, de și așa mai departe. Sau pentru că avem impresia că ele ne-ar discredita dacă le-am afirma ca aparținându-ne, fie în familie, fie în societate, fie în ambele direcții, da? Ne fac să ne rușinăm, să ne simțim vinovați, că, vai de mine, cum am putut eu să am o asemenea, să am un asemenea gând sau să am o asemenea dorință, și atunci le tot împingem în subconștient, unde sunt condamnate la uitare și la negare, dar culmea este că ele de acolo nu intră într-o stare cataleptică, nu rămân inerte, ci lucrează și ne influențează mai mult decât putem crede în viața noastră de zi cu zi, în fiecare zi. Mergem la slide-ul următor, te rog. Da, trec la următorul slide. Așa. Da, este continuarea ideii, deci că această zonă de umbră a psihicului reprezintă o pată oarbă, putem spune, da? O pată oarbă pe care nu putem accesa cu instrumentele pe care le avem la dispoziție în viața noastră conștientă. De aceea, de multe ori, ne întâlnim cu propria noastră umbră în vise sau în situațiile în care acționăm la impuls, în care nu avem timp să gândim. Atunci se manifestă latura noastră de umbră, foarte adesea. Sau întâlnirile cu umbra sunt facilitate de acei oameni din jurul nostru, asupra cărora noi proiectăm
noi proiectăm trăsături ale propriei noastre umbre. Fiecare ne-am confruntat în viață cu situații de genul ăsta, în care am spus despre cineva: vai de mine, mă calcă pe nervi, ăsta e un, nu știu, e un, un tip care nu-și respectă promisiunile, uitând că poate noi suntem cei care avem tendința asta să nu ne respectăm promisiunile, să întârziem la întâlniri, să nu știu ce, chestii de genul ăsta, da? Sau mai sunt oamenii care ne fascinează, oamenii în fața cărora suntem wow, și aceia conțin sau manifestă trăsături ale propriei noastre umbre, da? Ne aduc față în față cu zone din noi pe care nu le folosim, nu le aducem în lume. Și de care, zone de care ar fi foarte bine să devenim conștienți pentru a ne întregi, pur și simplu, pentru a ne întregi. Da, eu am mai zis aici și e importantă observația asta, că orice calitate, adică nu trebuie să ne mire nimic ca și conținut de umbră, pentru că orice calitate poate fi percepută ca bună sau rea în funcție de cantitatea, felul și momentul în care o manifestăm, da? Da. Am dat și un exemplu aici, dar fiecare cred că avem și ne putem da exemple. Ne regăsim, da? Absolut. Da, important e de ținut minte asta, că orice calitate poate fi la un moment dat considerată indezirabilă, știi? Putem începe de la patriotism, de la bunătate, sensibilitate, tot, da. Deci orice exces este pasibil de a ajunge în zona de umbră. Da. Da. Știi ce doream aici doar să spun și atât, pentru că îmi doresc o ediție mai focusată și pe mesajul central a ceea ce ne dorim să comunicăm și chiar nu-mi doresc absolut deloc să intervin. Îți dai foarte tare seama despre asta, mai ales dacă ai un copil și sunt în fericita situație de a avea încă un copil care crește, se dezvoltă și văd niște etape și în același timp, în momentul în care am traversat prin slide-urile tale, am început să conștientizez toate aceste, vezi tu cum ești retezat la rădăcină de către un părinte care de fapt crede că îți vrea binele și te protejează, dar în realitate de fapt nu este foarte conștient de ceea ce face în moment. E absolut înfiorător. Și nivelul acesta de responsabilitate pe care ți-l aduce, iată, poate fi unul dintre darurile pe care vi-l poate face acest workshop. Pe mine una m-a lăsat fără cuvinte, înțelegând la rândul meu ce mi s-a întâmplat ca și copil și dându-mi seama la rândul meu acum ce fac fără să vreau, repetând niște tipare cu copilul meu. E doar o linie pe care vă propun să lucrați la nivel de conștientizare. Trec la următorul slide. Da? Trec la următorul. Da, sigur că da. Spuneam aici că harta natală, harta astrologică natală, descrie, după cum știm, parcursul, întregul parcurs al vieții noastre, da? Așa cum o trăim fiecare, în deplinătatea a ceea ce putem noi trăi. Și cu alte cuvinte, ea reflectă, relevă și aspectele noastre de umbră. Atunci, pozițiile planetelor și relațiile care se stabilesc între ele descriu tipul de umbră pe care fiecare îl construim și îl hrănim, pentru că și umbra, ca orice altă parte din noi, e hrănită de niște lucruri. Da. Da, da, trec la următorul. Știți ce îmi place? A fost de acord, Dora, dragilor, să divulgăm o parte dintre slide-urile pe care le-am pregătit în prezentare. Deci sunt extrase din ceea ce veți vedea în seara de 12 decembrie. Și e pentru prima oară când fac așa ceva, tocmai pentru că este o informație care trebuie să ajungă la voi, dar, desigur, nu dăm tot. Nu. Să trezim doar curiozitatea. Și, desigur, cei mai buni rămâne pentru la urmă. Absolut. Da. Da. Aici este într-adevăr o informație așa esențială în acest slide, pentru că leagă ceea ce am spus până acum despre
aspectele psihologice ce țin de umbră cu partea de astrologie, ce ne interesează pe noi, da? Avem așa numitele case de apă în horoscop. Casa a patra, care sunt de apă pentru că ele în succesiune ar... E domiciliul natural al... Da, dar ele corespund. Casa a patra ar fi sinonimă racului, casa a opta a scorpionului și casa a 12 a peștilor, da? Zodiilor de apă, dar acestea sunt și case de apă. Deci casa a patra aici e foarte interesant și e bine să ținem minte. Știm că se referă casa a patra la rădăcinile individului, da? Este casa începuturilor și sfârșitului individului, dar casa a patra are și conotații legate de familie, de neam, de trib și de aspectele transgeneraționale. Este foarte important să studiem această casă și să vedem care este amplasamentul lunii în hartă, pentru că dacă luna este în conjuncție, în care în opoziție sau în inconjuncție cu Saturn, Uranus, Neptun, Lilith sau Chiron, despre care o să povestim în data de 12, avem de lucru în ariile vieții care țin de casa a patra, deci familie, copilărie timpurie, bătrânețe, relații cu cei care ne-au educat în primii ani. Apoi, casa 8-a este iarăși o casă esențială în studiul umbrei, pentru că ea mai poate fi supranumită casa demonilor noștri interiori, a angoaselor, a fricilor, a anxietăților, a pasiunilor excentrice, să zicem, a pulsiunilor, de fapt, care vin din subconștient și ne tulbură lumea interioară. De multe ori, când cineva, știu eu, simte că este mânat instinctiv spre o anumită formă de manifestare a sa ca individ, nu știu, spre o orientare sexuală judecată în societate sau, e de studiat aici casa 8-a, pentru că putem primi informații despre care aceste sunt declanșatorii acestei teme în viața persoanei. Deci studiem casa 8-a, amplasamentul lui Pluto, iar dacă Pluto se află în conjuncție, care opoziție, în conjuncție cu Marte, Saturn, Venus, Lună, Lilith sau Chiron, avem nevoie să lucrăm la cunoașterea și eliberarea demonilor noștri interiori. Și în fine, casa a 12-a este casa care descrie umbra cel mai detaliat, fiind casa lucrurilor ascunse, a suferințelor, a sacrificiilor, dar și a idealismului. Casa 12, vezi ce am mai discutat noi, este și destul de vagă, destul de imprecisă, destul de... Și trebuie să studiem aici amplasamentul lui Neptun, dacă acesta este în conjuncție, care opoziție cu Soarele, Luna, Mercur, Venus, Marte, Saturn, Lilith sau Chiron, atunci avem de lucrat cu aspectele care țin de casa a 12-a. Casa a 12-a mai este legată și mai mult de umbra colectivă, pentru că vom vorbi și despre asta, nu avem, fiecare purtăm în primul rând umbra noastră personală, da? Umbra familială, umbra, dar avem suprapus sau bine întrețesut cu această umbră personală, avem și partea de umbră colectivă, da, care, da, aparține întregii societăți. Știi, acum e momentul că suntem la casa a 12-a și spuneam că ai așa o semnătură vărsătoriană în temele pe care le aduci în această colaborare a noastră prețioasă, și am primit sumedenie de mesaje care vin și spun: Dora e unică, face niște lucruri pe care nu le găsești nicăieri, punct. Și cu asta am spus tot. Și aici doream doar să
te întreb, cum ai recepționat semnul tău vărsător, fiind interceptat într-o casă a 12? Asta apropo de dificultatea accesării, la fel cum am luptat eu în prima parte a vieții să accept, să înțeleg că da, sunt berbec, la rândul meu având semnul berbec interceptat în casa 12-a. E o poveste foarte interesantă aici, această axă 6-12, din perspectiva astrologică. Și cum ai recepționat energia vărsătorului? E foarte interesant, într-adevăr. Eu am în casa 12-a, nu am planete, dar îi am pe Chiron și pe Lilith. Așa că nu e nevinovată casa aceasta 12-a. Am zis eu că unii se nasc cu genul acesta de abilități. Iată. Da. Și axa vărsător leu, adică leu vărsător, casele 6-12, este o axă interceptată și la mine. În leu am în schimb trei planete pe care mi-a fost iarăși foarte greu să le accesez. Dar și partea asta de vărsător vine în copilărie. Acum zic și eu de, asta a fost chiar în copilărie, eram așa în clasele primare. Aveam prieteni, băieți, care îmi spuneau: Dora, tu ar trebui să conduci revoluții. Eu nu prea știam ce sunt revoluțiile atunci. Nici nu se punea problema să încurajeze cineva revoluții în perioada respectivă. Dar aveam într-adevăr această putere de a mobiliza, de a convinge, de a trezi în oameni ceva. Exact. Ceva ce ei n-ar fi făcut doar din proprie inițiativă. Uite, de același tip de energie am fost și eu acuzată. În toate interacțiunile este energia cardinală care categoric își spune cuvântul și care are... Bun, vorbesc acum de semnul meu, berbec. Iată, da, da, da. Sar de la una la alta, tu ești cu vârstătorul. Nu, așa este. E foarte interesant, pentru că, într-adevăr, pentru mine, vezi, pentru mine, eu nu vedeam asta. Eu nu vedeam. Ca și copil nici nu se pune problema. Dar și mai mare fiind, ajungând la maturitate, eu nu-mi dădeam seama de puterea pe care o aveam de a, să zic așa, de a, într-un sens pozitiv, de a influența pe alții, știi? Da, da. De a mobiliza, de a trezi, în primul rând, asta, cred că asta e, dacă ar fi să spun, chiar și ca formă de terapie, pentru că Chiron acolo, ca formă de vindecare, cred că asta e lucru în care cred. Trebuie să ne trezim înainte de... Știi, când se vindecă cineva de orice boală? Când nu mai vrea să fie bolnav, când își dă seama că e bolnav și nu mai vrea să fie. Și e dispus să facă lucrurile și altfel decât le-a făcut până la acel punct, ca să testeze căi noi. Păi să asta e, când nu mai vreau să fiu bolnav, încerc orice ca să mă vindec. Da. Uite, pentru asta iubesc absolut enorm sistemul de case Placidus și închid paranteza. De asta am și dat exemplul acestor semne interceptate. Trec la următorul slide, unde mi-ai dat undă verde să intrăm. Așa. Acesta. Da, cred că este, nu știu, cred că e ultimul sau penultimul. Ultimul este și trecem la harta surpriză. Da. Deci asta e ideea centrală, modul de lucru. Cum ne uităm la o hartă purtând acest filtru, dincolo de toate celelalte informații, acum vreau să văd conținutul de umbră al acestei hărți. Da? Sau cum identificăm prezența unei umbre puternice în harta natală. Ne uităm și vedem acolo unde există o predominanță a zodiilor de apă, rac, scorpion, pești. Există o predominanță a caselor de apă, 4, 8, 12. Există mai multe planete personale retrograde. Și aș vrea să înțelegem aici de ce e important aspectul ăsta. Nu face nicio trimitere la karmă, ci pur și simplu o planetă personală retrogradă înseamnă că există anumite dificultăți în a manifesta
sănătos sau natural energia planetei respective. Da. Aici și acum, fără legătură cu altceva. Uh-huh. Așa. Apoi, există planete personale neaspectate. La fel, o planetă neaspectată, știm ce înseamnă. Înseamnă că ea acționează haotic, ieratic, așa, anarhic, da? Și este foarte greu să o integrăm, să îi armonizăm energia cu întregul hărții. Bun. Există planete personale în opoziție, care o conjuncție cu Pluto. Pluto, știm ce drăgălaș este și ce ne ajută. Drăgălașul când... de el, nevinovatul, da. Mititelul. Da, mititel, da. Da. Mititel este. Apoi da. Există planete personale în aspecte de inconjuncție sau iod. Știți cât iubesc iodul, sunt eu. O mare mare admiratoare a hărților care conțin ioduri, pentru că acolo există niște indicații foarte precise, da? Da. Și foarte mult studiem luna. Luna, care de obicei în hărțile cu umbră puternică este foarte afectată, este prezentă în zodiile ei de cădere și exil, deci în Scorpion, Capricorn, și în aspecte conflictuale cu planete malefice sau transpersonale în case de umbră. Cam astea sunt trăsăturile care ne atrag atenția atunci când studiem cantitatea de umbră conținută de o hartă. Da? Știi cum e slide-ul acesta pentru mine? Pur și simplu ca o invitație. Cei care vă regăsiți în semnătura celor descrise exact. Aici, uitându-vă în harta voastră, da. Realmente pentru voi este această întâlnire din data de 12 decembrie. Dacă aveți timp, faceți-vă. Dacă nu aveți timp, faceți-vă. Exact. Ratați o poveste de zile mari. Eu aș trece la ultimul slide pe care îl vom sigur. Prezenta comunității. Pentru că este o hartă pe care, încă un aspect pe care nu l-am spus și îl voi spune, de fapt mai bine trec direct la hartă și îl voi spune acum. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult în cadrul prezentării e faptul că vii și cu o linie de asteroizi. Da. Orice fel de asteroizi. Mm-hmm. Atât doream să spun, care aduc... Nu o să îi nominalizăm acum pe toți, pentru că sunt, cred că 12, da. Dar am poziționat asteroizii activi aici în harta lui Alain Delon. Exemplul nostru de astăzi este Alain Delon. Am vrut să fie o persoană foarte cunoscută, o persoană fascinantă, într-adevăr, dar care nu știu în ce măsură este cunoscut de către membrii comunității și admiratorii lui, a avut o viață foarte, foarte interesantă, dincolo de cariera cinematografică, de cariera actoricească pe care o știm cu toții. Harta arată altfel de data aceasta, nu este Solar Fire. Da, este în programul Z9, da? Pe care eu în aceste două programe lucrez, le am pe amândouă cu licență. Da. Z9, asta a fost primul program în care am lucrat și apoi am achiziționat și Solar Fire-ul. Fiecare cu avantajele și dezavantajele lui. Așa. Da, deci îl avem pe Alain Delon, născut pe 8 noiembrie 1935 la ora 3:25 de minute în localitatea franceză Se. Nu am făcut franceză, nu știu dacă pronunț corect, îmi pare rău dacă n-am pronunțat corect, dar am vrut să pronunț cât mai bine. Ok. Da. Acum, el s-a născut dintr-un cuplu de părinți care erau căsătoriți la momentul în care el a venit pe lume, dar s-au despărțit foarte curând după aceea. Și el a avut cu tatăl lui a avut o relație cât se poate de distantă și nu știu dacă l-a mai văzut de câteva ori în viață. Țin minte că am fost extrem de impresionat cu ceva ani în urmă când am văzut pe YouTube un interviu cu Alain Delon în care i s-au pus și câteva întrebări mai nonconformiste și la un moment dat a fost întrebat
chiar în încheierea interviului, care ar fi cea mai mare dorință a lui pe care ar vrea să o vadă împlinită. Și el a zis așa, dar a spus asta într-un fel cum să vă spun, într-un fel atât de și cu aroganță, și cu mânie, și cu, nu știu, nici nu pot să definesc starea aceea. A zis așa, o energie care te-a marcat. Da, categoric. A zis așa, dacă ar fi posibil, aș vrea să ajung, ca după ce mor, să ajung în cer și să-i văd în sfârșit pe părinții mei împreună. Și am zis, Dumnezeule mare, că și acum când spun asta, mă trec fiorii. Și am zis, Dumnezeule, cât a fost de marcat acest om de separarea părinților lui și de faptul că după ce ei s-au separat, mamei lui a fost foarte greu să îl crească și l-a dat unei familii, a fost adoptat. A fost adoptat de o familie care l-a dat la un internat, acolo a făcut toate tâmpeniile posibile până când a fost exmatriculat și pentru că era implicat în tot felul de, cum să zic, era lucra cu băieții răi, contrabandă, inclusiv în rețele de prostituție a fost implicat. Avea fete care lucrau pentru și în folosul lui și era foarte tânăr. Deci a făcut de toate. De toate. Și ca să scape de toate chestiile astea, că la un moment dat se punea problema să răspundă în justiție, să răspundă penal pentru cele așa, și a plecat, s-a înrolat în armată și a plecat în Indochina. În fine, s-a întors din Indochina, a fost, sigur, tot timpul a fost plăcut de femei. Normal, era un superb. Și așa a ajuns să fie prezent la un festival de film, însoțind o actriță mai în vârstă. Așa. Și de acolo a fost remarcat și de acolo i s-au deschis porțile spre cariera sa uriașă pe care a parcurs-o câteva decenii, nu? Da, el zice că niciodată n-a jucat. El trăia rolurile. Da, da. Dar cred că toți am observat că personajele lui, niciunul nu poate fi, cred, perceput. Eu niciodată nu l-am perceput ca fiind cald, iubitor, romantic, protector. Nu, dacă răzbea chestia asta foarte foarte puțin și el totdeauna afișa masca asta. Cred că samuraiul poate e cel mai emblematic rol al lui, în care era un tip care nu ținea de nimic, nu avea relații, nu. E, asta se vede foarte bine și în harta lui. Luceafărul nostru din capodopera lui Eminescu. Da, știi? Da, da, de rămâne nemuritor și rece. Exact. Da. Da, așa. Deci e foarte interesant că el în toată viața lui, în relațiile cu femeile, a proiectat foarte mult din umbra lui, din suferința asta lui de copil. Stai că chiar mi-am notat un lucru pe care voiam neapărat să... Caută-l. Eu invit comunitatea să studieze harta lui în timp ce tu tocmai ai făcut această poveste și să o mai asculte o dată, pentru că poate derula ceea ce s-a înregistrat. Și intenționat am deschis-o în timp ce descriai, pentru că sunt absolut convinsă că deja cine cunoaște astrologie vede niște lucruri, da, și niște conexiuni. Da. Iar puzderia de asteroizi pe care o vedeți aici, dragilor, nu face parte din ceea ce va pregăti Dora pentru atelierul, pentru workshop-ul din seara de 12, doar o parte dintre ei. Nu, nu, aici sunt, avem așa, avem câțiva asteroizi, avem stele fixe după aceea. Da, și avem și stele fixe, desigur. Da, de asta e așa de plină harta, dar o să numim acum la ce ne uităm și, da. Bun, da. Deci asta voiam să menționez, că Jung spune undeva foarte frumos că ceea ce
ne-a făcut să suferim în prima parte a vieții, ne hrănește cumva în partea a doua a vieții, știi? Cumva de acolo și aia manifestăm în partea a doua a vieții, pentru că asta e materialul clientului. Da, aici, venind acum în harta lui Alain Delon, el e scorpion, da, scorpion, cu luna în berbec, da, și cu o mască minunată de balanță, da? Vedem aici, masca aceasta clar are rolul de a-l propulsa în lume, de a-l face foarte, foarte iubit și adorat și așa mai departe, dar ascunde, de fapt, trăsăturile lui de umbră, nu? Care vorbesc despre o mare suferință emoțională, de fapt. Și vedem în casa a patra, el, care începe în Capricorn, și Capricornul vorbește despre lipsuri, despre răceală, despre izolare, despre despre lipsa sentimentului acela de care are nevoie orice copil în foarte mare măsură, de protecție, nu? Capricornul e el cu el. Trebuie să se descurce singur, să-și vadă de treabă și să reziste. Da. Bun. Și aici este nodul lui Nord, da? Da. Bun. E, vedem în casa a opta, vezi ce nu apare ca lume aici, dar putem vedea unde începe casa a opta, începe în două grade și 29 de minute în Taur, apare în tabelul din partea dreaptă a imaginii, acolo sunt unde sunt înșirate casele, în partea a doua tabelului, și acolo se vede unde începe casa a opta, da? La 2 grade 29 în Taur, iar Uranus este la 3 grade și 2 minute în Taur. Deci Uranus îl avem în casa a opta, se vede clar, deci vorbim acum de casele de umbră. Uranus în casa a opta, clar că tot felul de puseuri, de pulsiuni din acestea care vin din subconștient și îl tulbură sau îl activează sau așa. În casa 12, în schimb, aici avem o bogăție de locuitori. Și, în primul rând, o avem pe Venus în Fecioară. Se vede, e o Venus inhibată, timorată, fragilă, aș zice. Eu așa o văd, fragilă. Fragilă, bine. Fragilă, știi? Da. Și cu nevoia asta de a se proteja, casa 12 a ieșit ca un scut, ca un perete din ăsta pe care un perete transparent pe care îl punem în fața noastră și nu lăsăm pe altcineva să vină, pentru că știm că acolo doare, da? Da, da, ascundem tot. Da, totul e sub scut. Și ascundem. De altă parte, ești și cel mai expus acolo. Orice ai face, ești cea mai expusă persoană, mai ales dacă ai acolo multe planete, și atunci cu atât mai mult apreciezi intimitatea și dorința de a-ți ține sub covor miezul. Da, 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 așa este. Da. E, aici, uite, vedem, uite, o să facem prima referire la asteroizi. Conjunct cu Venus este asteroidul Ixion. Da. Acolo e. Ixion este un asteroid care se leagă de trădări, de sentimentul ăsta de a fi respins, de a nu merita niște lucruri. Deci exact ce a trăit el în copilăria mică și foarte mică, da? Chiar da, deci dacă Ixion, da, spune. Ixion este unul dintre asteroizii, dragilor, care se află în fabuloasa listă și cea care m-a determinat să o provoc pe Dora să mai facem această întâlnire pentru a aprofunda puțin povestea accesării umbrei, pentru că, credeți-mă, aceste informații chiar nu le găsiți nicăieri. În sensul acesta punctez că e primul din linia de, nu zicem câți sunt, veți descoperi dacă veniți la întâlnirea cu noi. Continuă, te rog. Așa, dar ce mi s-a părut mie
poate cel mai grăitor în harta lui, este prezența lunii în casa a șaptea. Da. Pentru că participanții la workshop vor primi, să fac o scurtă paranteză, și un link, o trimitere la câteva materiale, câteva cărți în care se vorbește despre umbră în astrologie și așa. Și printre acestea este într-una din cărți e descris foarte bine casa a șaptea în studiul umbrei, pentru că casa a șaptea este casa în opoziție cu casa a întâia. Casa a întâia sunt eu. Casa a șaptea este celălalt sau este ceea ce proiectez. Este proiecția. Deci are legătură cu umbra așa, foarte, foarte strânsă. Și planetele din casa a șaptea și asteroizii din casa a șaptea descriu foarte bine umbra pe care noi o proiectăm în partenerii noștri. E, faptul că Alenul avea luna aici, știi ce descrie asta și în Berbec, e un soi de vampirism emoțional. Deci e expresia unei persoane care nu poate să simtă ea și probabil că el, având experiențele acelea din copilărie, a învățat să nu simtă pentru a nu suferi cu acest Venus în casa 12-a. Da. Și aștepta de la partenerele lui să-i oglindească propriile sentimente. Da. Știi? Și atunci ne explicăm de ce a avut așa niște povești de iubire terminate, de fapt, nici nu terminate, pentru că din câte am citit, trebuia să se căsătorească cu Romy Schneider și a cunoscut-o între timp pe Natalie și a lăsat-o pe Romy, i-a lăsat pur și simplu un bilet, am plecat cu Natalie, atât. Cu Natalie s-a căsătorit, erau amândoi berbeți și foarte probabil că ea a reușit să-l, mă rog, să-l convingă, dar n-a stat nici cu ea. Deci toate poveștile astea ale lui ar fi de interesant de studiat relația lui de cea mai lungă durată, cea cu Mireille d'Arc, pentru că la ea cred că a găsit cea mai mare putere de conținere cumva. El avea maturitatea și îi dădea stabilitate, probabil, da. Și ceea ce căuta cu această casă a șaptea, cum ai spus. Chiar întâmplarea face că exact azi noapte, nu știu de ce, n-am putut dormi și ghici la ce m-am uitat. La celebrul film cu Sissi, unde este superba Romy Schneider, absolut în splendoarea tinereției. Erau atât de tineri și de frumoși. Doamne, tineri erau. El avea 20 de ani, 21-22 de ani, ea era, cred că, la 20, erau ceva așa... foarte, foarte frumos. E, și aici vedem, în casa a șaptea a lui, vedem și acești trei asteroizi, Nessus, Juno, Junona și Sedna. Nessus este asteroidul care reprezintă cel mai bine conținuturile ascunse de umbră pe care le moștenim. Și cu acest Nessus în Berbec, probabil că el avea niște zone de incertitudine vis-a-vis de propria identitate, dacă stau să mă gândesc. Era dificil, pentru că dacă nu ai reperele astea pe care le reprezintă mama și tata când ești mic, e foarte greu să afli despre tine. Și atunci aștepți ca partenerul sau partenera ta să facă lucrul ăsta, să-ți arate cine ești. Da. Dar Nessus este și un asteroid destul de complicat, destul de violent. Poate vom vorbi mai mult despre el în data de 12. Da, sunt sigură. Așa, Sedna apoi. Sedna este zeiță nordică, iar în astrologie reprezintă, e legată tot de emoțiile generate de trădare și de nevoia asta de reziliență, de rezistență, puterea asta de redefinire
emoțională după o încercare, după o traumă, după... Da. Da. Iar Iunona știm din mitologie că era soția lui Jupiter și cum îl prindea că iar are o aventură și iar a luat o razna, pedepsea cât putea mai bine. Dar culmea că o pedepsea și pe beata victimă a lui. Da, în fine. Și de fapt, banditul era el. Da. E foarte interesant. Eu chiar nu m-am așteptat să găsim atâția asteroizi activi în casa lui. Atâtea chei. Chei, practic, care îți explică mai mult despre viața adevăratului Alain Delon. Comportamentul lui relațional. Eu am avut o prezentare, nu mai știu la care dintre staruri, Star, Equinox, într-o primăvară, despre care se numea I'm Sexy and I Know It, da? Și era vorba despre mari cuceritori. Știi, care e profilul, de fapt, al marilor cuceritori? Și Alain Delon se încadra foarte bine în tipologia aceea, cu casa a cincea în vărsător. Uite, vezi, casa a cincea în vărsător. Deci el nu se atașa, nu se implica, era interesat, era probabil că se stârnea foarte ușor așa la apariția unei noi potențiale piste. Potențiale partenere căi de interesante, explorat. Dar, da. Tocmai pentru că avea această moștenire, să zicem, de umbră foarte, și nu numai moștenire, că e și aici ai și foarte mult foarte multă contribuție personală. Și de ce, trebuie să înțelegem de ce ne construim umbra într-un anume fel. Întotdeauna pentru că vrem să ne protejăm sau vrem să fim mai ușor acceptați. Da. Te-aș ruga dacă mă lași să încheiem această splendoare cu ultimul slide tot în prezentare. Sigur, de ce nu? Pentru că tot ai spus despre lumină și e iarăși o semnătură care mi-a uns așa sufletul și iată. Da. Te rog să-i dai tu glas. Așa, exact. Și eu m-am gândit la slide-ul ăsta și fără, n-am putea încheia altfel. Nu. Tot cu un citat din Jung. A ajuta o persoană să-și vadă umbra înseamnă a-i arăta, de fapt, propria sa lumină. Da. E o poveste, dragilor, care va aduce revelațiile pe care nouă ne este foarte greu să le descriem în cuvinte. Mie, cel puțin, știu ce chei mi-a învârtit și îi mulțumesc enorm, Dorei, pentru că a fost de acord să facem un picuț, așa, public, o parte din ceea ce se află acolo, fiind o adevărată valoare, nu doar din perspectiva mea, ci deja primind feedback-uri și de la cei care deja s-au înscris și încă o dată pe această care le mulțumesc. Îți mulțumesc din tot sufletul. Abia aștept să ne întâlnim în seara de 12 decembrie. Vă reamintesc, dragilor, mergeți să vedeți și dialogul nostru din urmă cu aproape 2 luni, care are exact acest titlu, Accesarea umbrei. Probabil că acest material se va numi Accesarea umbrei, partea a doua. Vom vedea. Nu știu, dacă ne vine un alt titlu inspirat, îl veți vedea la momentul la care fac publică înregistrarea. Și dacă ai un mesaj final, pentru comunitate și pentru cei cu adevărat cu noduri de desfăcut. Pentru că această poveste nu este o poveste confortabilă, dar modul în care sunt gândite atelierele noastre vă oferă intimitate și spațiul acela intim, exact, safe, în care să vă desfășurați. Și mai multe veți afla dacă veți participa, desigur. Da. Mesajul meu este foarte simplu. Suntem aici, acum, să facem lucrul ăsta. Vă invităm să facem lucrul ăsta. Ar fi păcat să nu profităm de oportunitatea asta. Atât. Din suflet mulțumesc. Și învingeți-vă reținerile și abia aștept să ne întâlnim în seara de 12. Pe curând. Asemenea, pe curând.